Bună ziua la un nou video. Bună ziua la un nou video. Astăzi am pus la punct această minunie cu tot ce trebuie. Am instalat capacul, am uns lanțul, am pus încărcătorul. Totul e funcțional. Asta i-am făcut rodajul ieri 4 ore maxim. Acum e rândul lui ăsta. Să vedem cum se comportă astăzi în drum. Da? Hai să să-l scoatem. Opa, panou, 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 panou. Panou, panou. O să vină curând și panourile alalte cu invertorul, cu tot ce trebuie, dar durează. Așadar, îi dăm viteza acum. Se vede bine? Se vede. Dreptăm camera tot ce trebuie și plecăm. Să-i facem o probă. I-am ridicat suspensia spate, da, la ultima treaptă. Să fie mai sus, adică pentru mine, cât și pentru Darius. Ia, să vedem. Repede, mai ușor. Ia. Ia. Atât. Și de aici ne urcăm pe el. Ăla verde mai merge cum mai merge streci, care are roțile mai mari. Dar la ăsta nu prea. Cunoaște 1.25 cu viteze față de ăla cu de ăla automat. Ia uite. Da. Hai să-i tragem o cursă, să vedem pe unde mergem. Vai de mine într-o roată, băi, băiatule, să motor nou, băi, băiatule. Sunt cu a treia. Pleacă toți câinii din fața mea când mă vede.
acolo panta asta. Unii a ridicat ieri cu asta. Hai de băgăm o leacă cu el în, în sarcină. Uite ce praf am făcut în parte, unde am venit. Hai să ne lăsăm în șoava asta. Facem o urcare așa. În bandă. Ia te, ce fel se comportă, exact ca ăla altul, băi. Ia uite-l. Ia. Ți-i dau? Urcăm banta asta, mișto așa, elegant. Și nici nu trebuie să-mi iau demaraj, uite-l. Ia uite-l. Ia uite-l. Opa, și într-o roată. Hai cu a doua. Hai dăm cu a doua pe aici, pe lagunoile astea, pe Maldive. Sau nu-l băgăm? Dar pe unde? Uite pe aici. Uite ce e aici. Avem... avem loc unde să-l băgăm, dar aici e rupt malul. Cadrul un pic mai micuț la asta. Ia să vedem, merge să ridicăm pe aici ceva. Dar dând cu ăsta prinde de desubt. A rămas suspendat. Da? A rămas... nu-i suspendat, dar n-are cum să urce de acolo, de dâmbul drept. Hai să-l ajut eu o leacă. Ia să vedem. Ce să-i fac, mă, oameni? Să-l trag un pic încoace? Da. Și acum unde mergem? Coborăm în valea asta la altă? Păi ce am făcut? N-am făcut nimic. N-ai cum aici. Asta nu e pistă de off-road. E pistă de... m-am băgat rău aici. Bea. Groapa aia. Ia-te.
bag în groapa asta mare. Să vedem, ies de aici. A? Ies din groapa asta mare. Ia să vedem. Da, da, îl testăm sau nu îl testăm? Poate mă duc în cap. Băi, dar e exact în cap, frate. Băi, băiat, exact în cap te duci, frate. Și acum cu el vertical. Să vedem. Pălea l-a făcut aici. Deci asta e aproape vertical. Groapa, da? Hai măi, dracii. Ia. Dacă vă aduceți aminti, unia dintre... Dă-mi poate ea. Păi, dar n-ai unde, frate, ce ar fi. Nu mă auță tare. N-ai, faci pană aici. Faci pană aici, bă, băiat. Să treci din ea, de aici sunt ultima cazuri. Două macazuri sunt acolo. Două macazii. Un macaz, două macazii. Trei macazii. Trei. Patru. Și o mașină care ne urmărește acolo. Dar nu mai trec linia cu asta. Candidarius. Candidarius, mergem acolo și trecem, uite pe unde trece trenul ăla acum. Trenul ăla. Vagon, cu tren. Trenii zice că la vagon. Așadar,
întoarcem și mergem și la... Pe la Iaz, pe la Islaz, pe la... Avea multe. Dacă sunt la locul lor, da. Sistem acolo tot ce trebuie. Și aici, la motor, lanțul e la locul lui acolo pe tinzător. Nu s-a dus, nici nu s-a... Luminile de altfel merg super șmecher, încarcă. Ia să le stângem acum, că nu ne trebuie lumini. Bineînțeles! Bineînțeles, am vrut să zic că o să iau niște becuri LED și o să pun la amândouă. Să pun la amândouă TV-uri de alea cu LED, albastre. Dacă e în regulă, că luăm de...
bec a prins roșu. Deci că e în viteză. I-am băgat pe un fir acolo, dar el nu a fost bine pus acolo, s-a prindit pe... Asta trebuia pe mașalier, s-a prindit când e întâia. Ia dacă îi dau mașalier, s-a prindit la verde? Dar nu, că la verde i-a rupt un cablu. I-a rupt firul verde de la masă. Și n-are cum să meargă. Așa, fraților, copacul ăsta stă rău aici. Uite, s-o rup cu totul. Ia să rupim și pe ăsta. Ăsta e uscat. Rămas ciotul ăsta aici. E putred. Da. Avem un să întoarcem ca lumea. Da, aici unde a făcut cu Darius și schibiții. Am pus un pariu, când ne-am dat pe scara asta, nu mai știu ce pariu am pus. Hai să ne mai uităm la TV. Am uns lanțul și la verde și la ăsta, cu spray-ul, pac, 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 i-am dat, așa, frumos. Uite-l, întins la maxim aici, întinzătorul, l-am ridicat mai sus. Totul e super șmecher aici, deci nu ai treabă cu motorul acum. Motorul fiind nou, ați văzut cum trage. Tot ce trebuie, nu? Șmecher. Da. Mai băieți, ce să vedem aici? Aici e aia groazii, dacă ați văzut-o, unia dintre voi, video meu, ce se află acolo. Chiote și urlete. E ceva de groază acolo. Da? Mai merg să vă arăt acolo, partea aia la altă oare. Se află înăuntru aici. Nu mai merg. Nu mai merg, dați înapoi și uitați-vă la video acolo care a fost din urmă. Ia să vedem eu cum ies de aici. Adau acolo cu spatele. Ia să vedem. Ia să vedem cum pornește, dacă ne facem de râs sau nu. Ia, acum ați ia. Vedeți că am acolo pe boomer, am ăla. Nu face contact ăla. Ia o spornire, frate. Elegant. Opa, că mă urc pe boscheți și plecăm, da? Opa! Dacă pot să trec eu din crângile astea, ar fi bine. Ia! Mi-a intrat în ochi pe ras. Ia uite ce dăm acolo. Merge să mă urc sus, oare?
N-am cum să mă duc direct acolo, că... vine bumărul direct în... în pământ. Intră țăpușa asta. O intrat și acum. Ăsta de aici, se vede? Ăsta atinge când cobor mai înclinat panta. Rămâne înfipt acolo, în pământ. N-ai cum să te duci brusc la vale. Trebuie să o iei dintr-o parte. Probleme nu. Sunt unii care tot zice că sunt doi cadru. Eu merg cu grijă cu el, zic că sunt doi cadru, dar nu sunt doi. Nu sunt doi. Are întinzător, are toate ce trebuie. Băi, dar e cam sus aici, frate, îi dau eu drumul să duc să-l pun. Du-te, frate. Așa, du-te, că vin și eu. Așa. Cum e vorba aia? Fuga rușinoasă, dar e sănătoasă. Păi da. Uite-și.
Ce ai zis? Ce ai zis? Ce ai zis? Nu știu de nimic. Era în viteză, de asta nu vrea să... Din cauza la șanțul ăsta nu pot să iau nici o leagă de maraj. Era să-mi rup gâtul. Uite tocmai unde a rămas și patinează acolo. Cauciucurile astea n-au destul crampon. Așadar o să-l iau pe alea de pe... Vedeți? Dacă el este orientat așa, în săgeată, el n-are cum să agăți. Da? Ia uite. Și ăsta e mai... E mai slăbuț o leacă de crampoane, trebuie luat ăsta de pe față, la fel și col altul de pe partea asta la altă, că astea utile, sunt ca noi. Ăsta e mai bunicel, ăla e mai rus, care trage cel mai bine. Și o să facem o inversare ca să ne urcăm cu el acolo sus. Ia uitați unde a rămas. Unde a rămas în vârful dealului. Da? Și n-am ce să... Nu am cum să urc pe aici. Mai aveam o leacă să mă arunca pe spate. Pentru că e șanțul ăsta mare aici. Hai să căutăm un loc unde să mă urc. Dar eu cred că la cât e din nervos ATV ăsta urcam și acolo, dar n-am știut eu. Calunea. Ia uite ce felul ridicat aici. Ia să vedem acum unde merge. Merge piticul ăsta așa. Mai să mă ales. Uite ce am făcut aici. Ce praful ești. Mai să mă ales. Uite cât o rup din mal. O, am avut noroc de pietroiul ăsta. Cu o prins aderență pe el. Uite unul l-a scos din pământ. Și uite cât o patinat. Și pe o parte și pe alta. Mai să te lesă, da? Aia trebuie să-i mai faci din coarne așa să-l agăți. Să te arunci de pe o parte pe alta. Prins roata. Ia, slăbește lantul. Dar nu, frate, eu l-am strâns tare de tot acolo cât am putut acasă. De două ore am mers într-o zi cu el. După ce s-a slăbit, iar l-am mai strâns. Să nu zici că aici n-ai pe unde scoburi. Ba da. Parcă las două chetroaie mari aici și atingi bumărul de el. Na, nu mergi. Cum am zis eu. Să stea două aici. Uite așa. Și cu ăsta la altul. Am zis eu de bumărul ăla. Mai este unul pe desubt acolo, dar ăla n-am treabă cu el. Ia.
Da, măi, prieteni. Unde să mai mergem? Unde să vă mai duc? Unde să vă mai... Așadar, ăsta are... E prea jos, e... E prea jos bumărul ăsta? Nu e prea jos, dar nici prea sus. E mic, ATV-ul, na, ce să-i... Uite un portofel. Uite un portofel. Uite un portofel. Care e geam valută. Da. Dar cine l-a scos în calea mea? Da. Ia să vedem cât avem filmat. Și vă spun dacă v-am... Da. Șmecher. E filmat 36 de minute. Cred că ne ajunge cu acest episod. Pentru cei care participă la tombolă, să nu uite că trebuie să aibă abonare și la canalul lui Darius Tecuci, da? La Darius Tecuci. Pentru cei care participă la tombolă, trebuie să aibă și acolo abonare și clopoțelul de notificări să fie aprins și să participe cu comentariul vreau să particip, da? La fiecare video trebuie să aibă, că nu se știe din ce episod luăm un video să participe la tombol, da? Așadar, vă așteptăm acolo comentariul vreau să particip. 5 distribuiri la 5 prieteni pe WhatsApp și pe Messenger, da? Like, abonare, comentariu, vreau să particip și în calitate de membru pentru cei care sunt cu adevărat interesați de ATV-ul verde. Bineînțeles că o să fie cu totul unul nou. Știți, da? Câte ATV-uri am avut. Mamă, ce sticle aici! Bă, băiatule! Și toate numai de la Tuborg. Cine bea, frate, Tuborg de asta la... Da. Cam atât, fraților, ne auzim pe, nu știu pe ce canal ne mai auzim, eu postez și colo, și colo, și colo, și colo, da? Salutare și numai bine și succes celor care sunt participanți cu adevărat la tombolă, da? Ciao, ciao! Mai încercăm o dată? Dă-l cu spatele.